Bună ziua, vă salut de patria. Astăzi voi face și o probă a sunetului pentru a vedea cum se aude. Și în același timp vom învăța să facem acest tip de șnur. Un șnur cu colțișoare care este foarte util în diferite lucrări ale dumneavoastră. Pentru aceasta voi folosi firul de bumbac și croșetul cu numărul 1,05 mm. Voi pleca cu un număr de 10 ochiuri de lanț. Deci voi realiza 10 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Voi lua firul pe croșet și mă voi întoarce în ochiul de lanț cu numărul 5. În corespondența acestuia, voi face un picioruș dublu. Voi lua firul pe croșet și voi continua cel de-al doilea picioruș dublu în corespondența următorului ochi de lanț, cel de-al treilea picioruș dublu în corespondența următorului ochi de lanț, cel de-al patrulea picioruș dublu și cel de-al cincilea picioruș dublu în corespondența ultimului ochi de lanț. În momentul în care am realizat acesta, noi vom lucra 1, 2, 3, 4, 5 ochi de lanț care vor forma colțișorul. Firul de croșet voi întoarce lucrarea și în corespondența primului picioruș dublu voi face un picioruș dublu. Un ochi de lanț de separare, firul de croșet, voi sări piciorușul cu numărul 2, voi intra în corespondența piciorușului dublu cu numărul 3 și voi face din nou un picioruș dublu. Un ochi de lanț de separare, firul pe croșet, voi sări piciorușul cu numărul 4, voi intra în corespondența piciorușului dublu cu numărul 5 și voi face un piciorus dublu. Continui cu 5 ochiuri de lanț, firul pe croșet, voi întoarce lucru și, din nou, în corespondența primului piciorus dublu din rândul anterior, voi face un piciorus dublu. Firul pe croșet, un picioruș dublu în corespondența ochiului de lanț, picioruș dublu în corespondența piciorușului dublu următor, picioruș dublu în corespondența ochiului de lanț și picioruș dublu în corespondența ultimului picioruș dublu. În acest moment ne-am întors din nou la un număr de 5 picioruși dublu. Voi continua cu cele 5 ochiuri de lanț care formează colțișorul 2, 3, 4, 5. Voi lua firul pe croșet, voi întoarce lucru și voi repeta din nou un picioruș dublu în corespondența primului picioruș dublu, un ochi de lanț de separare, picioruș dublu în corespondența piciorușului dublu cu numărul 3, un ochi de lanț de separare, picioruș dublu în corespondența piciorușului dublu cu numărul 5. Și din nou repetăm cele 5 ochiuri de lanț care formează colțișorul, firul pe croșet și de această dată ne vom întoarce la totalul de 5 piciorușe duble. Deci vom lucra piciorul dublu atât în corespondența ochiului de lanț cât și în corespondența piciorușelor duble realizate în rândul anterior. După care din nou vom alterna aceste 3, 4, 5, 5 ochiuri de lanț de separare. Deci vom alterna aceste două rânduri de piciorușe duble și în felul acesta vom realiza acest model de șnur. Eu am ajuns și la acestea, deoarece sunt multe doamne care mi-au cerut anumite modele de șnur cu colțișoare în mod special și mă voi dedica un pic acestor lucrări.
În același timp, așa cum vă spuneam, voi verifica modul în care se aude, la ce eu probez de fiecare dată, înainte de fiecare filmare, probez sunetul. Încarc videoclipul în privat, îl ascult, se aude perfect. În momentul în care ajunge în undă, nu se aude, nu știu motivul, însă am schimbat aparatura, am făcut tot ceea ce mi-a stat în putință pentru a îmbunătăți sunetul. Aceasta este cea mai mare problemă. Acum sperăm că totul să fie bine și voi încerca și modalitatea live. În timp ce vorbeam cu dumneavoastră, am continuat să lucrez, așa cum ați văzut. Deci, voi încheia și acest rând, după care voi încheia și acest scurt tutorial, așteptând comentarii de la dumneavoastră, să-mi spuneți mai ales cum se aude și dacă vă place ceea ce realizăm împreună, vă rog să lăsați un like, un comentariu, să distribuiți dacă vi se pare corect și vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, pe fiecare dintre dumneavoastră, vă salută Tatiana, vă doresc o zi minunată, la revedere!